Un incendiu uriaș a cuprins un zgârie nord din Milano. Flăcările izbucnite la etajul 15 al imobilului s-au extins rapid și au cuprins întreaga clădire. Cunoscută sub numele de Torre dei Moro, clădirea a fost rapid învăluită de flăcări și de un fum negru. 70 de familii au fost evacuate. Imobilul face parte dintr-un proiect finalizat recent care cuprinde 2700 de metri de spații comerciale și de birouri, dar și 3700 de metri pătrați de apartamente. Blocul are 60 de metri înălțime, iar arhitectura acestuia reproduce forma unei nave. Fațada exterioară este acoperită de polistiren, un material de construcție despre care pompierii spun că a favorizat extinderea flăcărilor.